Când treci prin momente de suferință emoțională, este greu să primești ajutor. De asemenea, dacă ești încă o persoană care trece printr-un moment dificil, este greu să-i oferi ajutor emoțional, pentru că nu știi când și cum și până unde. Nu știi cât să-i oferi. Mă gândesc acum la o persoană care trece prin doliu. Sau care și-a pierdut serviciul. Se confruntă cu sentimente amestecate. În primul și în primul rând este pierderea prin care trece. Dacă vorbim despre persoana care uh, tocmai a pierdut pe cineva drag, cel mai simplu ar fi să fim sinceri. Uite, nu știu ce să-ți spun, și nu știu ce cuvinte te-ar ajuta mai mult dar să știi că sunt lângă tine și stau lângă tine cât ai nevoie. Pot să nu plec acasă. Mă ofer să stau două ore lângă tine. Mă ofer să-ți fac treburile prin casă. Sau să-ți aduc o oală de supă. Simplu. Este o modalitate de a fi alături de cineva. Depinde și cât cunoști persoana respectivă. Cu cât o cunoști mai mult, cu atâta știi cam ce i-ar trebui. Sunt persoane care atunci când vorbesc despre nimicuri, despre lucruri diverse, simt că se degajă emoțiile neplăcute și viața merge înainte. Dar sunt și persoane care simt nevoia să exprime cât de greu le este. Și atunci vorbesc din nou și din nou și din nou despre evenimentul traumatizant, despre pierderea respectivă sau despre cât de dragă a fost persoana pe care a pierdut-o. Și atunci am nevoie să fac asta pentru ea, să stau să o ascult cât de greu este. Acum intervine și dificultatea noastră. Dacă eu nu sunt obișnuit, obișnuită să trăiesc aceste emoții neplăcute, să stau cu ele, nici pentru celălalt nu pot să fiu prea mult alături. Pentru că e ca și cum mie mi-este mai greu decât lui sau decât ei. Și aici vine a doua modalitate prin care poți să fii alături de cineva, să te cunoști pe tine. Cu cât te cunoști pe tine, în momentele dificile, cu cât știi mai mult despre reacțiile tale când îți este greu, cu atât poți să fii mai în sprijinul cuiva când trece prin momente grele, pentru că a te cunoaște pe tine te ajută să te acordezi ca o chitară la celălalt. Și o a treia metodă prin care poți să fii alături de cineva când trece prin momente dificile este curiozitatea. Curiozitatea este o bună prietenă cu momentele în care fie ești, ești anxios la un examen, aici ies un pic din subiect, dar funcționează foarte bine și acolo, fie ești emotiv la școală, fie ai de-a face cu o persoană dificilă sau cu o persoană care trece printr-un doliu pentru că îți dă posibil... această curiozitate îți dă posibilitatea să pui niște întrebări prin care tu nu ești invaziv. Adică nu pui între... întrebările mitralieră ca la un interviu, pui întrebări de cunoaștere. Uite, am observat asta. Pot să fac asta sau pot să fac asta? Te ajută mai mult dacă fac așa sau te ajută mai mult dacă fac altfel? Și în felul acesta persoana vede că eu sunt dispusă și disponibilă pentru a mă folosi ca prieten, ca sprijin în situația respectivă. Ce vă îndemn eu să faceți când nu știți cum să vă purtați cu cineva care trece printr-un moment dificil este să vă documentați. Există cărți despre pierdere, doliu sau situații dificile sau persoane dificile, de asemenea există un psiholog undeva în preajmă. În ziua de astăzi nu mai este ca și cum nu găsim un psiholog la îndemână. Puneți mâna pe internet, căutați psiholog nu știu de care sau psiholog online sau psiholog câmpina cum este la noi și sigur găsiți acolo două, trei nume. Întrebați persoana respectivă, trimiteți un mesaj sau chiar puteți să faceți o ședință de psihoterapie ca să vă documentați despre ce vă interesează. Poate este chiar soțul sau soția persoana care suferă sau copilul. Nu știu, am un copil adult care a pierdut o sarcină. Se întâmplă. Am nevoie să învăț cum să-mi sprijin această fată, această fică. Nu este deprisos niciodată să înveți cum să fii în primul rând tu un om mai bun. Pune până, până pe telefon, întreabă, scrie un mesaj și sigur o să primești un sprijin.